și concursul este deschis tuturor fotografilor amatori și profesioniști. Aveam acum ediția a doua, perioada decembrie 2011-februarie 2012 și tema municipiului Arad, iarnă. Se acceptă de la un fotograf 10 fotografii. Lucrările vor fi trimise pe suport digital și dânsii știu exact cum trebuie să fie materialul pe care trebuie să-l trimite comisiei. Sunt aici cu domnul președinte al Fotoclub Pro Arad, am spus bine, da? Da. Și care au și jurizat și partea aceasta o să o prezinte dânsii. Domnul Bruno Biringer, doamna Dana Andreica, domnul Bodo Gavril și Andra Căli. Acum, de fapt, rugă acesta să spui tot. Concursul Național de Fotografie Pași prin Arad a luat amploare. Spun acest lucru datorită faptului că au fost foarte mulți participanți de data aceasta față de prima ediție. Am avut 277 de lucrări în concurs, din care s-au ales 50 de fotografii. Pot să spun 50 de fotografii foarte bune. Au rămas pe din afară multe fotografii bune, dar juriul a decis și am respectat acest regulament să acceptăm doar 50 de fotografii. Suntem bucuroși că acest concurs al nostru prinde amploare. Ați văzut 50 de fotografii excepționale despre Aradul iarna. Gândiți-vă că vom avea 12 ediții. Lucrul acesta înseamnă că va intra în patrimoniul municipiului Arad 600 de fotografii cu imagini frumoase și foarte frumoase din municipiul nostru drag. Sunt bucuros că am ajuns în această poziție. Vom pune aceste 50 de poze pe site-ul primăriei, de aceea îi rog pe toți cetățenii care doresc să vadă Aradul iarna în imaginile fotografiilor din municipiu să acceseze site-ul primăriei. Acolo chiar vor putea să voteze, din punctul dânșilor de vedere, cea mai frumoasă poză, dar în final suntem bucuroși că avem imagini cu care să ne mândrim, imagini care sigur prin intermediul internetului vor zbura în lumea întreagă.